Întâlnire de urgență între Dragnea și Tăriceanu, după decizia lui Klaus Iohannis. Liderii coaliei de guvernare, Călin Popescu, Tăriceanu și Liviu Dragnea, au o întâlnire de ultimă oră în biroul de la Camera Deputaților a lui Liviu Dragnea. Înainte de a intra în biroul lui Liviu Dragnea, Călin Popescu, Tăriceanu le-a explicat, informal, jurnaliștilor ce nu ar dori să dea o reacție în acest moment și va comenta abia după ce va consulta documentul care a stat la baza deciziei președintelui. Întâlnirea vine în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat ce nu va revoca din funcție pe Laura Codroacovesi. De menționat ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat deja ce va ataca la Curtea Constituțională decizia lui Klaus Iohannis. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat ce liderii coaliei îi acord susținere totală lui Tudorel Toader.